Pielea cu efect de coajă de portocală, stilul de viață sedentar, alimentație necorespunzătoare cu excesul de dulciuri și grăsimi, dezechilibrul hormonal sunt factori principali care determină femeile să se gândească la un masaj special pentru combaterea celulitei. Masajul anticelulitic este una din cele mai răspândite, dar și eficiente metode de combatere a celulitei. Iar astăzi vei afla ce beneficii are și cum funcționează. Esența procedurilor anticelulitice constă în creșterea temperaturii pielei sub influența mișcărilor de masaj și a efectelor directe asupra mușchilor, a țesutului adipos și a pereților vasculari. Acest lucru contribuie la microcirculația intensă a sângelui, la accelerarea nutriției și la reînnoirea celulelor pielii și la eliminarea elementelor dezintegrate din ea. Se recomandă 10 ședințe minimum, maximum poate să fie și 15-20. La persoanele care doresc să slăbească, să pornească limfa și circulația sanguină. Nu se recomandă la persoanele care au venile ieșite în afară și tensiune. Cursul anticelulitic obișnuit conține aproximativ 10 ședințe de masaj, care durează între 2 săptămâni până la o lună. Procedura trebuie făcută peste o zi sau două, în funcție de reacția pielii și a stării generale de sănătate. Pentru un rezultat sigur, cursul trebuie să fie repetat de 2-3 ori pe an, susțin specialiștii. Eu le recomand de fiecare dată clientilor mele să respecte un regim alimentar corect și apoi procedurul, ca să fie un rezultat frumos.